Capitolul 6. Să investești ca să câștigi. Punctul de vedere al lui Robert. Eu și Donald suntem îngrijorați de aceleași lucruri și vrem să fii bogat. Așadar, care sunt soluțiile noastre? Într-o zi, în timpul unei scurte întâlniri în biroul său, Donald a spus simplu: Eu investesc ca să câștig, tu nu? Cu această declarație, diferența definitorie a apărut: Amândoi investim ca să câștigăm iar alții investesc ca să nu piardă. Am vorbit aici despre sfatul economisește, achită datoriile, investește pe termen lung, în general în fonduri mutuale, și diversifică. Spre sfârșitul acelei după mieze, eu și Donald am discutat de ce nu ne-am canalizat noi pe economisit bani. În fond, amândoi avem datorii de milioane de dolari, dar acelea sunt datorii bune. Noi nu diversificăm, cel puțin nu în contextul în care majoritatea oamenilor folosește termenul diversificare. Și, deși noi suntem fără îndoială investitori pe termen lung, nu investim în fonduri mutuale, cel puțin nu ca într-un vehicul primar de investiție. De ce? Pentru că noi investim ca să câștigăm. Eu și Donald am început să discutăm despre cât erau de diferite și de populare cărțile noastre față de ale altor autori de literatură economică. Din nou, ceea ce era evident a devenit și mai limpede. Cei mai mulți autori îi sfătuiesc pe cititori să trăiască sub posibilitățile lor, am spus eu. Un autor le recomandă să renunțe la zilnicul cappuccino și să economisească banii respectivi în fonduri mutuale pentru ca mai târziu să devină bogați. Noi nu trăim sub posibilitățile noastre. Nu ne place să fim bogați. Ne extindem posibilitățile. Când scriem sau predăm, îi încurajăm pe alții să fie bogați și să se bucure de o viață bună. După un scurt moment de tăcere, Donald a zâmbit și a spus „Ști, ai dreptate. Nu cunosc pe nimeni căruia să-i pleacă să trăiască sub posibilitățile sale. Cel puțin nu printre prietenii mei. Oamenii pe care-i cunosc eu vor să se bucure de viață și nouă ne place viața. Jucăm ca să câștigăm și câștigăm. Câștigi și de bucuri de viață. De aceea noi doi vindem mai multe cărți și atragem grupuri mai mari de oameni atunci când predăm. Oamenilor le plac învingătorii. Cei mai mulți experți financiari le recomandă oamenilor să acționeze prudent, să trăiască modest. Ei le spun oamenilor că a investi este riscant și că trebuie să economisească și să evite să piardă. Acești experți nu se concentrează pe câștig. Ei sunt focalizați pe a nu pierde, am adăugat. Este o mare diferență, a spus Donald. Am încuvințat din cap doar. De ani de zile, de când a fost publicată cartea Tată bogat, tată sărac, mulți oameni, inclusiv jurnaliști, au spus deseori că lucrurile despre care vorbeam erau prea riscante. Cu toate acestea, mie mi se pare cu mult mai riscant ceea ce face majoritatea oamenilor. Într-o lume cu o tot mai scăzută siguranță a locurilor de muncă, pare o prostie să te bazezi pe siguranța unei slujbe. Cu o bursă de valori explozivă și surprinzătoare, care ia trilioane de dolari de la investitorii încrezători, pare o prostie să te bazezi pe bursă pentru siguranță financiară. Și cu sistemul nostru școlar, care nu îi învață pe studenți aproape nimic despre bani, pare riscant să te bazezi pe o bună educație generală ca fiind suficientă. Acest lucru m-a făcut să reflectez la trecutul vieții mele, la momentele definitorii din viața mea când am decis că voi intra în jocul banilor ca să câștig și nu ca să nu pierd. Știi, noi nu plasăm banii în investițiile folosite de majoritatea oamenilor, a spus Donald. Nu este paradoxal faptul că investițiile despre care cei mai mulți dintre oameni cred că sunt sigure se dovedesc a fi cu adevărat riscante? Am încuvințat doar dând din cap. Mai este ceva, a spus Donald. Noi doi privim procesul câștigării banilor ca pe un joc. Ne distrăm. Ne delectăm cu acest joc. Câteodată pierdem, dar în principal câștigăm. Ne distrăm. Chiar este distractiv. Mie îmi place jocul la nebunie. Dar cei mai mulți dintre oameni nu văd procesul câștigării banilor ca pe un joc, a spus Donald. Ei îl văd ca pe o luptă pe viață și pe moarte, din care ies ori câștigători, ori perdanți. Supraviețuire, am spus. O luptă pentru viață în sine, de aceea sunt îngroziți de ideea pierderii banilor. De aceea privesc investiția ca pe un risc și sfârșesc prin a investi riscant, adăuga Donald, lovind ușor cu palma biroul. Este o tragedie financiară. Banii pe care îi pierd, am întrebat. Nu, distracția pe care o pierd. Să câștigi bani este amuzant. Viața ar trebui să fie amuzantă. Iar milioane de oameni trăiesc în teamă în loc să se distreze. Aceasta este tragedia. De aceea ei joacă prudent, plasează banii în investiții sigure, se agață de siguranța slujbei și trăiesc sub posibilitățile lor, am adăugat. Pe deasupra, milioane de oameni sunt înglodați în datorii, datorii rele, pentru care vor să se distreze, dar nu au învățat cum să investească pentru a câștiga. Ei chiar vor să trăiască bine, dar sunt pedepsiți de o datorie rea excesivă. Iar asta nu este amuzant, a spus Donald. Noi ne place jocul. Am creat jocuri educative. Jocurile sunt distractive, și dacă te distrezi, înveți mai mult, vrei să câștigi, chiar dacă uneori pierzi. Nu am văzut niciun joc popular denumit economisește bani sau trăiește sub posibilitățile tale. Tu ai văzut? Poate că există astfel de jocuri, dar nu cred că sunt atât de populare ca jocurile noastre. Noi jucăm dur, jucăm ca să câștigăm, ne distrăm, asta înseamnă de fapt viață. Întâlnirea lua se sfârșit, mai erau multe lucruri la care să mă gândesc. Când am intrat în lift și am apăsat pe buton ca să ajung în holul turnului Trump, rotițele minții se învârteau cu repeziciune. De ce oare cei mai mulți investitori joacă prudent sau investesc ca să nu piardă? Și de ce alții investesc ca să câștige? Când ușile liftului s-au deschis în hol, mi-a venit în minte o întrebare: Care este diferența dintre o persoană care joacă pentru a câștiga și un om care practică jocuri de noroc? Și ce este riscul? Când am ajuns pe trotuarul arterei Fifth Avenue și am oprit un taxi, am realizat că întrebările din mintea mea erau unele dintre întrebările la care trebuia să se răspundă în această carte. Am realizat că motivul pentru care cei mai mulți oameni investesc ca să nu-l piardă îl constituie faptul că ei cred că investiția este riscantă sau că investiția este un joc de noroc. Mulți cred, de asemenea, că pentru a obține profituri mari trebuie să-ți asumi riscuri mari. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr. Regula 90-10 a banilor. Stând în taxi, mi-au amintit de regula 90-10 a banilor, despre care tatăl meu, bogat, mă învățase în urmă cu ani de zile și despre care am scris în celelalte cărți ale mele. Deși cei mai mulți dintre noi au auzit de regula 80-20, regula 90-10 se aplică mai ales banilor. În cuvinte mai simple, în jocul banilor, 10% dintre jucători câștigă 90% din bani. De exemplu, în jocul de golf, 10% dintre toți jucătorii profesioniști câștigă 90% din bani, iar 90% dintre jucătorii profesioniști împart între el cele 10% rămase. Regula 90-10 mi-a servit ca principiu cu aplicabilitate mare în viață, deși nu cunosc să fie inițiat vreun studiu științific pentru a dovedi. Cu toți am auzit că 10% dintre americani Dețin 90% din bogăția disponibilă. În privința investitorilor imobiliari, e corect să spui că toți 10% dintre ei dețin sau controlează 90% din bogăție, iar cea mai mare parte a ei este deținută de procentul de 1% aflat în vârful celor 10%. Una dintre modalitățile prin care am tras foloase de pe urma regulii 90% a fost alegerea activităților. De exemplu, unul dintre motivele pentru care nu mi-am însușit jocul de golf ca profesie a fost simplul fapt că nu cred că m-aș putea clasa printre primii 10% dintre jucători. Nu doar că nu cred că am talent, dar nu am nici dorința. Dacă mai auzi cântând, ai afla de asemenea și de ce nu mi-am ales o carieră muzicală. Când m-am decis să scriu cartea Tată Bogat, Tată Sărac și să creez jocul Cashflow, nu am fost doar destul de sigur că atât cartea cât și jocuri se vor vinde bine, dar am și vrut ca el să se vindă bine, cu toate că nu fusese niciodată un bun scriitor și nici nu crease vreodată un joc distractiv. Eu voiam să îmi iargă bine, să învăț pe alții și să câștig. Cred că motivul pentru care eu și Donald Trump ne-am întâlnit este simplu fapt că tata bogat, tata sărac, cartea mea și jocul meu cashflow sunt câștigători internaționali. Nu facem această carte împreună pentru că eu sunt un câștigător internațional în afaceri imobiliare, așa cum este și el, deși dețin milioane de dolari în proprietăți și afaceri în toată lumea. În business și în investiții imobiliare am câștigat. Sunt un învingător, sunt un profesionist, dar nu mă situez în topul celor mai buni 10%, așa cum este el. Ca autor, sunt în topul celor 10%. De fapt, cartea Tată Bogat, Tată Sărac a fost anunțată a treia în clasamentul cărților cu cel mai longeviv statut de bestseller din topul revistei The New York Times. Nu este rău pentru un tip care a fost corigent în limba engleză de două ori în liceu. Donald Trump joacă pentru a câștiga. În Phoenix, Arizona, acolo unde locuiesc, sosirea lui Donald a strânit controverse. El și echipa lui au vrut să construiască o clădire înaltă pe Camelback Road între străzile 24 și 32. Acesta este cel mai bun dintre cele mai bune amplasamente din Phoenix. Amplasamentele dintre străzile 24 și 32 sunt ca Boardwalk sau Park Place din jocul Monopoly. El a vrut să ridice cea mai înaltă clădire pe Camelback Road, dar exista o restricție de înălțime pe locul unde voia el să construiască. Timp de câțiva ani au avut loc dezbateri. Întrebarea în oraș era: ar trebui să-i se permită lui Donald Trump să construiască cea mai înaltă clădire în cea mai bună locație? Eu și soția mea voiam ca Donald să câștige. De ce? Pentru că și noi dețineam proprietăți rezidențiale și comerciale pe lângă sau între străzile 24 și 32. Dacă Donald Trump câștiga, câștigam și noi. În toamna anului 2005, locuitorii zonei au votat ca să nu-i se permită lui Donald Trump să construiască cea mai înaltă clădire. După ce voturile s-au numărat, riveranii au fost de acord ca el să construiască o clădire înaltă, dar nu de înălțimea pe care o vrea el. Atunci domnul Trump s-a retras pur și simplu. În timpul uneia dintre întâlnirile noastre din New York, pentru carte l-am întrebat despre votul din Phoenix. Părea neafectat. Tot ce a spus a fost. Dacă nu pot să construiesc cea mai înaltă și cea mai bună clădire, nu vreau să construiesc. Apoi mi-a arătat o clădire spectaculoasă din Dubai pe care o construia. Arătându-mi cu mândria această clădire futuristă, el a adăugat. De ce aș fi supărat pe orașul Phoenix când eu sunt ocupat cu proiectul acesta? În timp ce taxiul mă ducea la hotelul de pe Fifth Avenue, mi-am mai limpezit ideile în privința acestei cărți. Subiectul ei trebuia să fie despre a trăi viața și de a te bucura de ea. Urma să fie despre participarea la jocul vieții pentru a câștiga, mai degrabă decât a trăi o viață evitând pierderea. În loc să fie despre traiul sub posibilități care să te priveze de bucuria unui cappuccino. Această carte urma să fie despre a trăi viața dincolo de cele mai fantastice visuri. În timp ce taxiul se apropia de hotel, m-am gândit la ce mă întrebase un reporter pe la începutul anului. Ați stabilit obiectivele pe anul acesta? Răspunsul meu a fost, nu. De ce m-a întrebat el? Vă întreb pentru că în cărțile dumneavoastră vorbiți despre importanța stabilirii obiectivelor. Am răspuns, da, e important să stabilești obiective, Problema mea este că în acest stadiu al vieții mele nu mai știu ce să mai doresc. Am mai mulți bani decât îmi trebuie. Am o căsnicie minunată, îmi iubesc munca, sunt sănătos și am mai mult succes decât aș fi crezut vreodată. Astăzi trăiesc peste nivelul cel mai îndrăsnețe visul mele. Am scris cărți care au devenit bestselleruri, am fost în emisiunea Oprah, scriu o carte împreună cu Donald Trump și o iubesc pe oamenii cu care lucrez. Nu știu ce obiective să mai propun. Și ce faceți în privința aceasta? Cred că am nevoie de niște visuri și mai îndrăsnețe, am răspuns. Taxiul s-a oprit la hotelul meu. În timp ce îl plăteam pe șofer, știam că această carte trebuia să fie despre a trăi viața dincolo de cele mai nebunești visuri, dar numai dacă ai curajul de a trăi o astfel de viață. Punctul de vedere al lui Donald Învingătorii Știam despre proporția 90-10 de multă vreme, dar Robert ne-a reamintit-o tuturor. Foarte curând, dacă nu începem să dăm atenție acestui fapt, s-ar putea atinge proporția 95-5 sau chiar 99-1, cu 1% dintre oameni deținând 99% din valorile națiunii. Învingătorii n-ar lăsa să se întâmple acest lucru și sper ca printre ei să te numeri și tu. Este important să ai visuri. Realizările unui om ar trebui să depășească ceea ce îi este accesibil, a spus Robert Browling. Asta ne face să avansăm. Îmi place să spun că dacă realitatea începe cu visurile tale, visurile vor deveni realitatea ta. De ce? Pentru că dacă am gândit altfel, am rămâne doar la nivelul supraviețuirii, care nu cred că este celul suprem al celor mai mulți dintre oameni. Ați auzit vreodată un tânăr spunând că speră să ajungă un amărât într-o bună zi. De obicei ei spun lucruri de genul. Vreau să devin președinte. Aș vrea să devin astronaut. Aș vrea să fiu pompier. Vreau să devin doctor. Acestea sunt profesii pretențioase, uneori profesii eroice, dar tinerii au visuri și aspirații asemănătoare. Învingătorii rămân veșnic tineri în suflet, ei ținte sus și au entuziasmul și planurile de a-și realiza aspirațiile. Poate că visurile lor sunt excesiv de îndrăsnețe, dar este mai bine așa decât să nu ai visuri deloc. Apoi ei sunt atenți și se concentrează pe ceea ce este necesar să le îndeplinească. A fi încăpățânat este una dintre condițiile principale pentru a fi un invingător, Unii oameni au ieșuat fiindcă au renunțat prea repede. Dacă citești această carte, probabil că nu faci parte din acel grup. Tatăl meu obișnuia să ne spună o poveste despre un tip care îi plăceau sucurile, astfel că a intrat în afaceri cu sucuri, cu un produs pe care l-a denumit 3 Up. A eșuat, astfel că a început din nou cu un suc numit 4 Up. A eșuat și cu acesta așa că s-a decis să-și denumească produsul 5-Up și a muncit cât a putut de mult ca să-l meargă afacerea, dar este cer că a ieșuat din nou. Și-a dat seama că tot îi plăcea sucul, așa că a încercat din nou cu un produs numit 6-Up. A ieșuat și a renunțat definitiv. Apoi, câțiva ani mai târziu, altcineva a apărut cu un produs denumit 7-Up, adică 7-Up, care s-a bucurat de un imens succes. Când eram tânăr, nu puteam înțelege de ce tatăl meu ne tot spunea povestea asta. Ne-a spus-o de multe ori. Mai târziu, am realizat că în felul acesta ne spunea să nu renunțăm niciodată. Ei bine, nu am uitat niciodată povestea asta și nici nu am renunțat vreodată. Așa că lecția lui și-a atins scopul. Spuneți această poveste dacă e nevoie și învingătorul din tine va domina. Cealaltă componentă necesară pentru a învinge este pur și simplu atitudinea de învingător. Le spun oamenilor să se vadă victorioși. Gândirea pozitivă funcționează. Are în ea multă putere. Pentru a învinge este nevoie de această putere chiar dacă ești o persoană tăcută sau comunicativă. Puterea este forță, iar a fi pozitiv te poate face să depășești niște situații destul de dificile. Când eram la un moment dat înglodat în datorii, am devenit încăpățânat și am refuzat să mă las dobărât. Pur și simplu am refuzat să devin pesimist. M-am concentrat asupra soluției și m-am asigurat că voi depăși situația și voi reveni pentru a avea mai mult succes. Exact așa s-a întâmplat. S-a scris despre decesul meu în marile publicații, dar chiar și atunci am refuzat să fiu de acord cu ei. Realitatea mea se confunda cu visurile, nu cu numerele. Am învins. Ești îndeajuns ajuns de încăpățânat încât să fii învingător. Atunci ești capabil să investești ca să câștigi. Nu este un teritoriu străin și nu ai nevoie de pașaport sau de viză ca să intri în rândurile investitorilor învingători. Am auzit de mulți oameni spunând despre ei, am tendința să fiu foarte încăpățânat. Apoi se comportau ca și când nu ar fi avut ceea ce se cerea, sau măcar dreptul de a învăța despre investiții. Așa cum a evidențiat Robert, ei vor pierde multă distracție și un viitor financiar mai bun, o nenorocire care nu este necesară. Ignoranța poate fi mai scumpă decât educația, iar asta include cu siguranță educația ta financiară. Nu lăsa frica de necunoscut să-ți împiedice aspirațiile și bunăstarea financiară. Există oameni care vor ca tu să te simți incapabil, astfel încât să profite de tine. Am văzut asta întâmplându-se unor sportivi de mare succes, de exemplu. Nu lăsa să ți se întâmple ție asta, învață despre bani și fă ca ei să lucreze pentru tine. Aceasta este cheia investiției de succes.